Araucana. Araucana a ieșit? Da. Și avem și al doilea puișor. Bună dimineața, sufletel. Oh, Doamne, de-abia acum am ieșit. Ia uite. Eu ce agitație aici. Uf, 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 sufletel. Eu cred că noapte asta ies mai mulți. Nu, mame, că nu ți fac nimicuța. Da, ce frumos e. Dar uite, iese și ăsta, dă cu ciocul aici. E piuie. Uite așa. Aici. Deci se vede ciocul. Uite-l cum sparge. Hai ca să pun la loc, ca să nu-i fac friglu ăsta. Haide să-l bagi în cutie. Nu, lasă-l să se usuce un pic. Da, lasă-l puțin și unul în cutie. Nu, că stau de ei, baby. Nu cred că dorm în noaptea asta. Ei, nu dorm. Da, mă, e bun, e bun. Încă o dată, încă o dată și gata. Ia, stai să vedem. Nu mai vrea? Nu mai vrea. Gata. Două la mititelul care de-abia a ieșit nu-i dau încă. I-am dat și lui păduciosul ăsta. Dragilor, după cum vedeți, puii de araucan au început să iasă și ei. Deci sunt doi aceștia de găinușă pitică. Și mai e unul de cei de găină utoare. Asta cred. Tot araucan, nu cred că e. Nu știu sincer care e, dar avem unul de găină utoare. Da. Dacă vă uitați, sunt pe culori diferite. Asta cred, mi se pare. Nu contează, aici și puișorii de găină. Asta, Doamne. Asta e primul care a ieșit dintre ei. A ieșit aseară. Asta, altă culoare. Pe trei culori. Asta baby aseară, până la câte, până la două, până la trei? Două jumate, trei. Asta baby, ca să scoată pui, până la două, trei. Azi dimineață încă doi. Acum când am venit acasă, că am fost plecați până la oraș puțin, cu treburi, a mai ieșit unul în total. 10 sau cât sunt? 11. 11 cu tot cu ăștia mici doi de găinușă. Iar ăsta de aici, acum nicio jumătate de oră, nu are, de când l-am scos din incubator, l-am găsit când a venit acasă. Deci, ce blăniță, are, ce puf, au! Ăsta e impetuos, deci, uitați-vă la el. Iar din păcate, până acum unul a ieșit cu defect, și anume acesta, dacă vedeți, ia ținutul, baby, să nu... Dacă observați... Are ciocul strâng, are ciocul și lipsește un ochișor. Și nu are un ochișor. Și mă gândesc că nu se poate să mănânce, să se hrănească. Având ciocul așa, noi am încercat să-l îndreptăm, să... Dar e strâng exact din cauza de la ochi, că nu, nu s-a dezvoltat partea aia. Capul se vede că e nedezvoltat pe partea da. Asta. Este, cât trăiesc, trăiesc, mami mi-a dat apică. Dar el e vioi, se comportă normal. În rest, toți sunt foarte bine până acum, sper să fie așa în continuare. Am pus ceartă, acolo, adorm certându-ne. Am pus și un prosop, aici avem talaș pe jos. Acolo un șervețel, că a mai vărsat apă, se mai suie prin... Ai, pe asta, acum când am venit acasă, l-am găsit dormind în apă. Am crezut da? Că e și mort, când de acolo a început să se zbrătăcească. De ce îl dormea în apă? Ce tare! Păi nu prea. Nu, dar am văzut că intră în apă foarte... Deci sunt atât de frumoși, nu vine să cred. Prima dată când am pus noi la incubator și se pare că suntem norocoși. Sper să fie așa și la rațe și la gâște. Deci chiar mă bucur. Ăsta de aici din dreapta, v-am spus, abia l-am scos acum. Așa sunt, o frumusețe. Deci sunt frumoși, foc, abia așa să crească. Acum nu sunt cu minții, dar azi noapte, mamă, ce voioșeală e năpiși, ce tulip aici și ce... Haideți și pe la gâște, să vă arăt și gâștele, cum s-au adaptat. Ah!
Da. Nu știu, deocamdată nu prea parcă s-au acomodat. Încă se sperie așa cât de cât de noi. Dar nu, abia a trecut o zi. Nici o zi întreagă. Dar urmează să se acomodeze și ele. Rațele tocmai ce s-au scăldat aici au făcut prăpăd. Ăsta acum un sfert de oră era plin cu apă, apă curată, plin ochi. Exact cum e și ăsta. Le schimbăm apa destul de des, acum chiar zilnic, pentru că am tras furtul aici, nu mai cărăm gălețile și nu este foarte ușor. Doar dăm drumul frumos la pompă. Și asta e. Am văzut acolo în comentarii, cineva mi-a zis că nu sunt africani, că sunt leșești. Ceea ce mi-a zis și omul de la care le-am cumpărat. Deci prima dată a zis, astea sunt rațe leșești. Le mai zice românești, dar ele de fapt sunt africane. Acum cineva mi-a comentat că sunt doar leșești, că ale africane arată altfel. Dacă le-aș vedea față în față. Am cerut un link ceva după YouTube, eu am căutat și în engleză și în română și cel puțin dacă nu sunt astea, dar sunt identice aproape. Și acum ne mai comentat cineva că sunt americane, nu africane. Sincer, nu mă interesează prea mult ce sunt. Îmi plac foarte mult. Sunt frumoase. Nu am căutat rasa africană sau rasa, nu știu ce rasă pe care s-o cumpăr, am vrut să-mi iau gâște. Scuzați-mă dacă le mai zic rațe din când în când, dar m-am obișnuit cu rațele pentru că tot timpul rațe și acum le-am mai zis și lor rațe, am văzut și pe filmarea trecută că le-am zis rațe, dar înțelegeți ideea. Deci eu nu le-am luat ca și rațe africane. M-am dus, am văzut anunțul pe OLX, mi-am dat seama că e același om de la care am cumpărat rațele, pentru că am numărul de telefon, am văzut că e același om, am fost mulțumit de rațe, am zis, vreau să cumpăr gâștele tot de la el. M-am dus la el și avea aceste gâște, care mi-a spus că sunt leșești, și mai avea unele albe care mi-a spus că sunt Toulouse. Și eu le-am cumpărat pe acestea că astea mi-au plăcut, că sunt mai mari, mai grandioase și mi-a plăcut penajul lor. Aici altă apă, le-am pus apă peste tot, și în ligheane și în găleți. Tot așa, pe acolo, prin comentarii, am văzut foarte mulți că mi-a spus să îi fac un bazin, ori cu un cauciuc de ăsta de tractor, ori betonat. Eu m-am gândit la o piscină. Am găsit o piscină pentru câini și de ce aș lua o pasta pentru câini? Că este mai rezistentă, fiind pentru câini, e dintr-un material mai rezistent. Sau dacă nu, da, ori cu folie de asta protectoare care se fac cheazurile. Care este problema la mine aici? Nu știu că m-am gândit să fac, dacă ar fi să sap, să fac eu betonat sau cu folie, aș face ori aici. Undeva să fie un diametru, știu eu, 3 metri mă gândesc pe acolo, nu-mi dau seama. Ori aici, ori aici în zona asta, unde e deja puțin lăsat, să mai sap. Singura problemă care este că aici este plin de rădăcini de salcâm și nu știu cât de ușor îmi va fi să sap aici. Eu noaptea aici țin câinii. Acum îi leg în partea aici, țin la umbră lângă rulotă, pe timp de zi cât țin păsările afară. Iar dacă fac aici iazul, mă gândesc că va trebui să mușc și câinii, nici nu știu. Încă nu m-am hotărât. Dar am zis, ori aici să fac, să sap, sau ori aici. Nu îmi pot da seama. Sau ori să cumpăr piscină, asta ar fi varianta cea mai ușoară. Că nu are înălțime mare, are înălțime 30 cm, aș pune un podeț, înțelegeți, un urcuș așa frumos și pe o parte și pe alta
ceva mai lat ca să urce, să coboare. Cred că asta ar fi varianta cea mai simplă, să nu mai mă chinui, să mai betonez, să mai sap. Și nu e vorba de muncă, că aș face, v-am spus. Mă gândesc și cu schimbatul apei, că e mai greu. Din moment ce sap și fac, m-a trebuit ori un motoraș, ori ceva. Așa eu dacă iau piscină, decât are un căpăcel acolo, o golesc, umplu iar, e simplu, nu știu. Baby, tu ce zici? A încălcat pe jucăria lui Bruno. E greu rațelor și găștilor să intre și să iasă și noi ne-am gândit la pădeți numai afară, că așa am pus și prima dată la ligheane. Dar eu cred că lor le e greu și când ies din apă afară, știi? Și am putea să punem pădeți și pe exterior și pe interior la piscină. Da. Înțelegi? Da. Albine, înțelegi ce spui, da. Chiar să fac un pod, nici să nu atingă piscina, știi? Să fac Da, că e lemn, va trebui să, nu știu, să fie puțin mai greu într-o parte sau... Da, pun eu câteva pietre acolo să stea în el, e, da, uite, și așa variant. În partea din apă putem să găsim și ceva de plastic. Păi, policarbonat, adică... Asta e ideea, nu e vorba de... Asta e vorba să nu iasă din apă, uite și pe Freia. Freia! Bruno, haide, Bert! Jucăria! Adu jucăria la tati! Da, nu mai e pe acolo. S-a blocat drumul. Bruno, tu nu mergi, mami, după ea. Lasă-l, nu vezi că nu merge. Hai la mama, hai. Aseară le-am băgat aici în țarc. Nu știu dacă s-au băgat un coteț sau nu. Pentru că noi... Da, baby zice da, l-ai văzut tu? Da. Deci am intrat în coteț. Noi ușa la cotețe și la găini și la păsări o ținem deschisă. Intră, găinile intră toate în coteț și ies dimineața la prima oră, rațele, majoritatea stau pe afară. Deci majoritatea stau pe afară. Ale leșești stau mai mult în coteț, în general. Da, azi dimineața o singură românească era în coteț cu găștele. Da, stau afară, ele sunt... Dar românească, adică ele stau mereu împreună, da. Și acum asta stea cu găștele. Ce să facem? Vă dați seama că în curând va fi aici o hărmălaie mult mai mare. Mai ales vor ieși și pui de... Mai urmează până la rață și gâscă. Dar, na, vor ieși, vor crește și ei. Și plus cei de găină, de araucana, va fi aici o veselie. Noi avem 92 de ouă la incubator. Nu știu câte vor ieși, câți pui vor ieși din ele, dar... Se pare că e de bine. Uitați, Freia până acum a fost dezlegată. Ce face fata? Pentru că îi mai dăm drumul din când în când, că e cu minte. Mai fuge ea, adică nu stă numai în curte. Și vine la apă aici, dar calul, din păcate, nu-i putem da drumul. Dar îl plimbăm destul de des. Ați văzut, îl plimbăm și prin sat. Asta mai e rar, dar pe aici prin curte îl plimbăm destul de des, nu e nicio problemă. Altă ligioană aici, Herculică. Miau. Hercule, ce mână? Că nu m-am mai respătat eu de mult. Pe așa face el. Ce mamă? Hercule? Avem pisică. Avem câini, a mai venit și gelosul. Haide și tu, Bruno. Haide. Pe aici știți că am pus semințele de gazon. Foarte, foarte puțin au început să iasă. Dar ușor, ușor, eu cred că vor crește. Mai peste tot. Nu știu dacă se vede. Ia să pun, uitați. Așa, râzleți pe aici, pe acolo. Dar e un început. Ies. Ce nu-mi place, v-am spus, am cumpărat pământul ăsta cu 300 de lei, 3 metri cubi și mi l-a dus plin de pietre.
Noi ne-am apucat să curățăm de pietre. Am scos vreo două roabe până acum. Așteptăm acum să se facă puțin seară, că e destul de cald afară, ne apucăm să mai strângem după aici. Aici căpșunile s-au dezvoltat foarte frumos. Chiar au început să facă fructe. Uitați, căpșunica. Aici floare. Ia zi, baby, cum se treaba. Cip, cip, cip. Și eu am mai ciubit? Omul e aici. Uite-l. Da, da, da. Ales nu văd nici gălăgie. E așa să le ating. Noi le mai stropim cu... apă cu oțet. Apă și foarte puțin oțet. Nu este ce scrie pe etichetă, a fost curățat tot. Am văzut că se surpește cu apă cu puțin oțet ca să mai subțieze coaja, să ajute să spargă mai ușor. Ia. Piuia aia din aur. Astăzi să vedem. Deocamdată v-am spus, am scos 11. Eu sper să ușor, ușor să mai iasă. Astăzi, mâine. Maybe. ...37,1, umiditate 89. E acum că am scos că... Da, păi crește temperatura. Ajunge undeva la 39, ceva de genul. Bolero la cuțit, ce? Bolero? Da. Da. Nu știi? Nu știu. Asta nu mai e bolero. Ia să vedem ce îngătește mie, baby. Ceva de vară, așa. Sănătos, răcoros și care se gătește în cât timp? 20 de minute, maxim. 20 de minute cu totul, da. O mâncare care mi-mi place mult. Și o voi mânca singur pe toată. Că baby nu mănâncă așa ceva. Aici în stânga suntem păziți de herculică și aici în dreapta, bineînțeles, de Bruno. Și avem aici niște spanac la borcan, n-am mai găsit la piață, nici nu știu, probabil a trecut vremea, știu că ăsta apare destul de devreme în primăvară și n-am găsit la piață, așa că n-am la borcan. Spanac la borcan, ați văzut puțină ceapă, punem spanac imediat după ce se călește ceapa și la sfârșit usturoi și cred că puțin bulion. Baby, se pune și bulion la sfârșit, parcă? Da, și la sfârșit bulion. Forța lui papei marinară. Praf de sare, ca la orice mâncare. Delicat? Da. Să dea un pic de gust, nu că e carne mâncare, să dea un pic de gust acolo.
Îmi place mult spanacul în sine. Sată, nu? Da. O să mă fier 15 minute. Timpul în care noi tocăm usturoiul și facem rântașul. Usturoi verde, usturoi verde. Oricum nu avem usturoi verde de spanac de chip. Deci e bun. Cu două ochi de rață, bineînțeles. Două lingurițe de făină. Un pic mai mult, așa. Pe bulionul ăla poți să pui apă în el și să... Urmează că și aici pun apă, dar prima dată amestec făina cu bulionul, că dacă faci așa, nu mai face cocoloașă în sos. E singura modalitate. Deci... Da, baby, tu ești chief bucătar. Eu uitam și în comentarii, că mai găteam noi ceva. Mai întâi pui aia, nu se pune aia, se face aia. Se, pentru mine e important să iasă mâncarea bună la sfârșit. Cum am învățat, mâncarea da. Cea mai bună e aia cu care ești obișnuit. Exact. Eu chiar așa știu, de exemplu, la... se pune mai întâi ceapa la călit. Comentat că nu se pune ceapa, că aia se arde. Nu ți-am povestit. Păi, o călești puțin, nu o arzi după aia, dacă pui apă și asta nu se are, n-are cu se arde. Deci am avut discuția asta cu o fostă prietenă. La fel, cum să călești ceapa? A aruncat la WC-ul trei ciorbe, ca să-mi demonstreze mie, nu că nu i-a ieșit ei, nu că nu se călește ceapa. Până când a sunat-o pe maică-sa și a zis, mamă, să nu călești ceapa la ciorbă. Adică eu o punea direct așa în ciorbă? Clar. Oricum e vorba aia că cel mai bun bucătar e foame. Când ți-e foame și pâine goală și... Normal, ar fi fost bun dacă avem crud, dar noi o să punem așa că n-avem altul. Iarăși să vezi la clipul cu postul, comentarii, că nu fac bine, că nu fac rău, că tot felul de... Am văzut, doamne, cât de rău cu ceușa au fost. Aia, nu mă deranjează să comentezi acolo atâta timp când nu își jignesc. Ce să-ți pui părerea despre ceva ce nu știu, că nici eu nu știam. Atâta timp când nu te jignește omul, nu, are și el părerea lui. Prima dată când i-am auzit că nici apă, nici asta, mi se părea că eu, știi? Da. Nu se poate, dar te documentezi un pic până să vorbești. Sunt clinici speciale în Rusia, în Germania, se plătesc o grămadă de bani la... Oamenii merg acolo și postesc cu apă sau cu sucuri naturale. Adică... Nu, dar postesc cu sucuri naturale sau cu apă, în funcție de ce îi spune acolo doctorul. Și în Germania știu că era undeva la 3.000 minim pentru nu știu cât timp o cură de asta. La ei oricum totul e scump. Și iarăși cineva că nu mai mă urmărește dacă... Eu sunt fan guru Ciprian, ăsta Cezar Elisei. Guru. Da, guru. Eu l-am pomenit că este în temă mult mai bine decât mine, știi, să nu se ia după mine să facă chestii, dar astea sunt de la un cunoscător. Da. Și cum că mi-a comentat la clipul de ieri cu gâștele și ce... Eu nu te mai urmăresc dacă faci cu guru tău, nu știu ce, și clipul meu era despre gâște și... Și primul pui ieșit. Da, în fine. Dragilor, pe mine nu mă dă, atâta timp când nu mă jigniți, comentați, lăsați părere acolo, cât mai multe. Dar dacă nu vă răspund sau asta, nu înseamnă nimic. Da. Nu trebuie să fim de aceeași părere. Deci mă lai cu apă și cu ou. Dar mi-a zis cineva că în primele două zile ce chiar nu sunt de nimic sau că nu mănâncă nimic în primele două zile. Beau apă de spargă am tot. Unde e mâncat, a zis. Baby, eu le pun acolo, am văzut, dar bușul a dispărut. Da. Așa, dacă ei mănâncă. Nu pot să n-are dau nimic. Mă ceartă, n-ai văzut cum mă ceartă. E cam moale albușul, nu se dispare? Dar gălbenușul? Nu, e moale nici albușul, nici gălbenușul. Dar dai seama, gălbenușul se spărmițează, da. Doamne. Dar nu-ți
Asta din comentarii, ne-a scris cineva ouă prin răzătoare, castravete prin răzătoare, se dăm la pui și nu dai prin răzătoare, nu? Nu vreau să, da, nu știu de ce nu o face, da, da, moale face, nu știu, habar nu. Vreau să le fac așa cu bulițe mici, mici. Deci nu dai prin răzătoare? Nu mergea, n-ai văzut? Nu. E prea mititica aia și în ailaltă e prea mare. Am înțeles. Hai, îl poți destul de bine. Uitați. Ce cum ei stau aici? Păi de ăștia de Araucana, deci cât de frumoși sunt. Nu vine să cred. Și ce culori au. Ok, am agitat puțin că am oprit lumina, cred. Foarte frumoși. Ce caterincă sunt. Iarbă usturoiul și după aia pun și bulionul și lasă să mai fierbă și ăla încă 3-5 minute, așa. Deci încă 2-3 minute și încă 2-3 minute, nu? Da. Bineînțeles de rață. Mie asta de rață îmi plac cel mai mult. Mai că între astea de rață și cele de găină. Spanacul Popei Marinarul. Aveți că are un fir, e un ceva acolo. E arsură de aia de pe margine. A, chiar mi-a ieșit un pic. N-am e pe regulă, auzi. Sau pâine normală? Pâine normală. Să aveți poftă, domnul. Ei, vi-ți mulțumesc și sigur voi avea poftă. Eu am deja de când se apucă să faci. Vezi că stă cu minte prin curte? Haide, și mai devreme veniți aici. Haide, Freia! Haide, fata! Nu vine, a? Nu mă vede. La Bruno unde e? La ce știu? Bruno, haide băiatul! Asta e că era... Ia uite, Val Vârtej a venit și Bruno. Era în casă. Ia stă acolo. Nu, e stă cu calul, n-ai văzut. Gata. A plecat. Auziți aici gălăgie. Deci îmi plac găștele astea la maxim. Am un signal. Acum nici mai aud rațele. Nici mai aud rațele din cauza găștelor. Ia auziți. Au plămânii puternici. Oh, ce fug. Gata. Cam ăsta a fost clipul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Am să vă țin la curent și cu puii din incubator, cum s-au adaptat gâștele. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Dacă nu v-a plăcut, apăsați butonul de like. Eu vă urez o dimineață, zi, seară bună în continuare. Și să ne auzim cu bine data viitoare la un nou clip. Haide-vă.
Haide. Hai să mergem. Haide, băiatul. Haide să edităm clipul. Haide.